Miercuri, cu începere de la ora 11 la sala Arta Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui, a avut loc vernisajul expoziției intitulate Mareșalul Constantin Prezan, 160 de ani de la naștere. În condiții de pandemie au fost prezenți reprezentanții ai instituțiilor muzeale din Alba Iulia, Iași, București și Vaslui, muzee care au participat cu obiecte expoziționale la această manifestare spirituală de excepție. Bună ziua! Și bine ați venit la Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Ne aflăm astăzi, 27 ianuarie, în sala Arta a muzeului pentru a vernisa expoziția Mareșalul Constantin Prezan, 160 de ani de la naștere. Cu această ocazie dorim să omagiem personalitatea acestui mare român care, prin contribuția adusă la înfăptuirea Actului Unirii din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia și, bineînțeles, menținerea acestui act, a fost un model și a rămas în continuare un model de comportament militar. Expoziția pe care o vernisăm astăzi a fost realizată în parteneriat cu muzee din țară, cărora vrem să le mulțumim și să le nominalizăm. Este vorba de Muzeul Național de Istorie a României București, de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și, bineînțeles, de Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova-Iași. Pentru început, aș dori să îi dau cuvântul doamnei profesor dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Județean Ștefan cel Mare din Vaslui. Bună ziua și bine ați venit! E o zi importantă pentru istoria noastră națională și mai ales este o zi importantă pentru noi cei din zona Vaslui, pentru că astăzi omagiem o personalitate extrem de importantă și o personalitate marcantă, un geniu militar care a avut un rol decisiv în în prima conflagrație mondială. Aș vrea să spun doar două, trei cuvinte despre Mareșalul Constantin Prezan, pentru că despre el este vorba astăzi. Se împlinesc 160 de ani de la nașterea sa și am considerat că este normal ca noi, cei de aici, să îi cinstim memoria și să anunțăm pe cei care poate au uitat că Mareșalul Constantin Prezan, Mareșalul Unirii, a fost cel care a avut un rol extrem de important în desăvârșirea ulterioară a României Mari, nu întâmplător, acesta fiind numit Mareșalul Unirii. Un personaj, aș putea spune, cu toate ingredientele, un om sobru, un om care era apropiat de casa regală, un om care era discret, dar mai ales a fost un mare geniu militar. Despre toate acestea o să vorbim fiecare dintre noi în parte, dar noi, cei din Muzeul Județean de la Vaslui, Muzeul Județean Ștefan cel Mare, n-am vrut ca această zi, în care se împlinesc și 160 de ani de la nașterea sa, să nu marcăm acest moment cum se cuvine. Le mulțumesc colegilor care au muncit la această expoziție, le mulțumesc celor care au răspuns prezent solicitării noastre în ceea ce privește acea intenție, acea colaborare pe care am avut-o cu muzeele din țară și aș vrea să le mulțumesc și colegilor care îmi sunt astăzi alături, manageri din țară, mă refer la manageri de la Golești, de la Iași, de la Târgu Mureș, de la Neamț, de la Alba, de la Buzău și, nu în ultimul rând, de la Muzeul Național de Istorie a României de la București. Dragi oameni prezenți aici, fizic, este un moment important pentru noi și sper ca cei care ne urmăresc, pentru că din motive lesne de înțeles și țin de, evident, de condițiile impuse de pandemie, avem acest eveniment transmis live și va rămâne înscris pe YouTube
pentru ca fiecare dintre cei care doresc să-l urmărească, să ne vadă expoziția, să poată să facă acest lucru. Este drept că muzeul este deschis, se poate vizita în condițiile care sunt impuse și poate fi vizitat, evident, și fizic, dar evident și virtual. O las pe doamna Anca Iordache să continue ostilitățile, că toți suntem într-un astfel de moment și sper să vă bucurați de ceea ce aveți în jurul dumneavoastră. Mulțumim doamnei director, profesor dr. Ramona Maria Mocanu. În continuare, doresc să dau cuvântul domnului director Gabriel Rustoiu de la Muzeul Unirii Alba Iulia pentru a ne spune câteva cuvinte despre partea de expoziție care ține de Muzeul Unirii și în special despre piesa de rezistență a expoziției, ca să-i spun așa. Domnule director, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! Doamna directoare, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, onorată asistență, vă spun și eu bună ziua. Sunt onorat că pot participa astăzi la acest vernisaj. Trebuie să explic în câteva cuvinte cam ce caut eu aici, ce legătură are Alba Iulia cu Mareșalul Brezan. Aparent n-ar avea nicio legătură, pentru că la Alba Iulia n-a mai avut loc nicio bătălie încă din 1849, generalul Brezan fiind comandant de armată, n-are ce să caute cu arma la Alba Iulia, pentru că nu este o legătură directă. Chiar dacă Mareșalul Brezan a fost prezent la Alba Iulia în 1919, cu ocazia primei vizite regale în Transilvania, și în 1929, când s-au sărbătorit în mai 10 ani de la Unire. Nu mă întreba de ce în mai s-au sărbătorit 10 ani de la vizite, în 1919, pentru că e o poveste mai lungă. Și cele două vizite sunt ilustrate prin câteva fotografii, așa trage atenția doar asupra uneia de la Arbut. Mareșalul Brezan este surprins într-o postură mai uman. Nu este acel soldat rigid în uniformă, este în uniformă în poză, dar dansează un dans foarte interesant care se dansează doar în Munții Apuseni, este vorba de Țarina Brudului. Se pare că era un bun dansator pentru că l-a prins imediat și poate fi văzut în fotografie, dar sunt foarte frumos cu o localnică îmbrăcată în costum popular. Alte fotografii mai interesante sunt două fotografii din Ucraina. Puțină lume știe că armata română a intrat în Ucraina și chiar Mareșalul Brezan este prezent în două fotografii. La cererea statului polonez nou înființat, armata română a mers să consolideze noul stat format, armata română fiind cea mai puternică armată din zonă în acea perioadă. N-au avut loc bătălii, dar a asigurat un cordon sanitar între România și Polonia, iar prezența a fost bine primită. Este și eu cu fotografii în care Mareșalul Brezan se întâlnește cu oficialitățile de acolo. Acum, legătura principală pe care o consider eu că este cu Alba Iulia se poate desprinde din câteva cuvinte scrise de Regina Maria în jurnalul ei de front. Și spune așa: nu pot imagina România mare fără generalul Brezan. Ei, asta văd o legătură între Alba Iulia, pentru că la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, s-a finalizat procesul de unificare a statului român, începând cu Chișinău în 27 martie și finalizat la Alba Iulia. Deci dacă Regina Maria spunea că nu vede România mare fără Brezan, asta văd o legătură directă între Brezan și Alba Iulia. Am adus în orașul dumneavoastră aici la muzeu colanul Reginei Maria al ordinului Ferdinand. În 1929 și până în 1937 s-au acordat distinții ale ordinului Ferdinand diferite grade. Cel mai înalt grad era cel de colan. Primul colan a fost acordat Reginei Maria, este cel din Vitrila, în 1930, iar în 1931 l-a primit și Mareșalul Brezan. Muzeul nostru posedă 78 de decorații ale ordinului Ferdinand din 298 acordate în cei 8 ani. Primul s-a, chiar dacă decretul a apărut în 29, primul s-a acordat chiar acest colan în 1930. De ce este important să-l expunem? Avea și Mareșalul Brezan, nu știm unde este, probabil că la Muzeul Militar, nu știu exact. Eu cunosc doar 6 ordine date, de 6 colane date, în Wikipedia apar 10, probabil că sunt mai multe, pentru că într-o poză apare și Carol al II-lea și-a dat singur
un astfel de colan, cu toate că colanul se dădea pentru merite deosebite în făurirea Marii Bunilor. Carol al II-lea, după cum știi, n-a avut niciun merit, chiar a dezertat. Carol ar fi al șaptelea pe care îl văd eu în poză, într-o poză, dar date în monitorul oficial, și aici este o problemă, decretul de acordare a colanului către mareșalului Prezan nu apare în monitor oficial. Nici al lui, nici al lui Averes. Deci dacă luăm strict pe monitor oficial, și mai puțin. Tot mareșalul Prezan a primit și Marea Cruce, având în vedere că generalul Berthelot a fost cel care a reorganizat armata în 1916 și 1917, astfel încât în 1918 România a putut să, în 1917 România a putut să alinieze o armată combatantă și competitivă la Mărășești și la Oitus, am considerat că să aducem aici la muzeu și Marea Cruce primită de generalul Berthelot. Și este una dintre vitrinele de acolo. În 1931, generalul Prezan primește și el Marea Cruce. Ce ar mai fi de spus? Pentru noi a fost o onoare să putem participa la această expoziție cu piesele pe care le avem și urăm succes și mai departe și să sperăm că locuitorii orașului vor veni în număr mare să vadă această expoziție, deoarece generalul Prezan, nu așa, este al Vasluiului. Chiar și regina, făcând o paranteză, l-a vizitat la Schinetea pe Mareșalul Prezan, apropo, legându-vă de o localitate din zona. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului director Gabrielu Stoiu de la Muzeul Unirii, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Mulțumim foarte mult pentru colaborare. În continuare, aș dori să dau cuvântul domnului Sorin Iftimi de la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Mulțumesc! Vă transmit salutările conducerii Complexului Muzeal de la Iași, a doamnelor Fenora Statulata, a colegilor la Muzeul de Istorie, în frunte cu doamna Sănica Surcanu. Ne-a bucurat această inițiativă a Muzeului de la Vaslui de a face expoziție dedicată Ceramonului Prezan și am încercat să fim alături cu ceea ce am putut, cu ceea ce aveam în colecțiile noastre. Din păcate, nu foarte multe lucruri, câteva obiecte și mai multe documente privitoare la activitatea generalului Prezan din iulie-august 1917. Aș vrea să subliniez puțin legăturile lui Prezan cu orașul Iași. Ceea ce se mai păstrează și astăzi este clădirea Liceului Militar din Iași, care a fost sediul Marelui Stat Major în primul război mondial, deci atunci când acest institut era condus de Prezan. Iar vis-a-vis era, există și astăzi, o casă greceană, unde se adunau conservatorii din toată țara prezenți atunci la Iași, iar Prezan frecventa acest cerc, unde se aduna lumea însemnată și unde gazda avea și o pivniță foarte bine garnisită cu vin de cotnar, foarte greu de găsit în perioadă. Dar înainte de aceasta, legătura generalului Prezan cu Iași a mai fost și prin faptul că el a condus corpul 4 armată, Armata de Nord, la vremea respectivă, care există, clădirea, este clădirea Palatului Copiilor de astăzi din Iași, fostă casă Canta Cosmo Cozadini, casa pe care cred că el a acordat-o reginei Maria Casei, după perioada cât a stat în refugiu la Iași. De fapt, nu regina Maria, ci întregi familii regale, numai că regele a trebuit după aceea să-și găsească un alt sediu unde să vină cu toată casa, toată casa militară a regelui. Și au găsit sediul în care se află astăzi Muzeul Unirii. Muzeul Unirii este o altă clădire legată de activitatea lui Prezan, în sensul că consiliile acelea de coroană, consiliile de război, au fost făcute aici, la locuința regelui, în sala mare de la etaj. Au fost și confruntările cu Scerbaceu și cu cei de reprezentanți armatei ruse în privința deciziilor strategice de pe front. Și este și locul unde Prezan a fost decorat în mai multe rânduri, și de către rege și de către armata rusă. Unul din documentele prezente aici este tocmai o asemenea adresă de la generalul rus Scerbaceu, șeful întregii armate ruse din Moldova, în care a anunțat că l-a decorat pe generalul Prezan, pe generalul Averescu și alți câțiva fruntași ai armatei române. Acestea sunt
amintirile pe care pot să le invoc aici în fața dumneavoastră legate de Pezan și orașul Iași. Mă bucur că acest prilej este punctat așa cum trebuie, este o cifră rotundă și foarte importantă și un prilej ca noi cei din lumea muzeilor să ne demonstrăm o dată solidaritatea, spiritul colegial și de ajutor, pentru că doar în felul acesta putem să facem manifestări mai de anvergură. Vă mulțumesc foarte mult!